Odată cu răcirea vremii, locuitorii Republicii Moldova sunt tot mai îngrijorați în legătură cu aprovizionarea cu gaze din Rusia peste iarnă, mai ales după ce Gazprom a amenințat din nou cu oprirea livrărilor. În aceste vremuri tulburi vă mai dăm și vești bune. Bun găsit, începe retrospectiva săptămânii. Gazprom amenință din nou cu întreruperea furnizării gazelor naturale către Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău spun că România ar putea acoperi necesarul de gaz pentru Republica Moldova, în condițiile în care ceturile vor trece la păcură. Principalii furnizori de energie electrică din Republica Moldova cer din nou majorarea tarifului pentru consumatori. Dacă prețul energiei electrice va trece de o anumită limită, statul va oferi compensații pentru factura la lumină, a declarat pentru TVR Moldova prim-ministrul Natalia Gavrilița. Republica Moldova a pornit pe calea spre o Europa lărgită, iar statele europene trebuie să lucreze împreună pentru restabilirea ordinii internaționale bazată pe reguli. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la summitul inaugural al Comunității Politice Europene. Gazprom amenință din nou cu întreruperea furnizării gazelor naturale către Republica Moldova. Nimic surprinzător, asta au făcut și anul trecut înainte de începerea sezonului rece. Concernul rus avertizează că dacă Chișinăul nu își va respecta obligațiile contractuale până pe 20 octombrie, nu va achita suma necesară pentru gazele naturale livrate și nu va fi încheiat un acord de stingere a datoriei istorice a Moldova Gaz, va asista livrarea gazelor, inclusiv va rezilia contractul. Este vorba despre datoria de peste 700 de milioane de dolari pe care Chișinăul nu o recunoaște. Și de această dată România este colacul de salvare. Autoritățile de la Chișinău spun că România ar putea acoperi necesarul de gaz pentru Republica Moldova în condițiile în care ceturile vor trece la păcură. Asta după ce premierul Nicolae Ciucă a anunțat că în caz de urgență România va putea livra Republicii Moldova 5 milioane de metri cub de gaz pe zi. Oficialii de la Chișinău vor să semneze cu Bucureștiul un contract pe termen lung pentru livrarea gazelor naturale. Ca să ne încălzim în această iarnă, am avea nevoie de 800 de milioane de metri cub de gaz. Dacă însă se vor face economii, iar termoelectrica va folosi păcura, autoritățile se arată convinse că am putea reduce consumul de gaze la 500 de milioane de metri cubi. Astfel, volumul de 5 milioane de metri cub de gaz pe care România îl poate livra zilnic ar putea acoperi necesitățile Republicii Moldova. Există această interconexiune tehnică de livrare a gazelor, acel gazoduct despre care am vorbit, care, dacă s-ar utiliza la capacitate maximă, deci ne-ar ajuta și ar fi suficient să trecem de această iarnă cu anumite condiții, că termoelectrica trece pe păcură în anumite zile când avem o temperatură afară mare și consumul este mai ridicat. Noi de mai mult timp am zis că ne dorim un contract pe termen lung semnat între Republica Moldova și România pe anumite volume. Noi putem să asigurăm către Republica Moldova acea cantitate pe conducta Ungheni și acoperă, dar nu necesarul de care avem nevoie. 5 milioane putem să dăm pe zi, nu mai mult. Soluția ar fi una salvatoare în condițiile în care Gazpromul ne amenință din nou cu întreruperea furnizării gazelor naturale. Se întâmplă după ce guvernul de la Chișinău și Kievul au declarat că gigantul rus minte atunci când spune că livrează doar 70% din gazele cerute de Republica Moldova, pe motiv că Ucraina ar limita tranzitul către Republica Moldova. Reprezentantul guvernului ucrainean aflat la un forum energetic a declarat că țara sa are capacități de tranzit și nu creează niciun impediment în livrarea gazelor rusești către Republica Moldova. De la începutul acestei luni, Gazprom a redus cu 30% livrările de gaze către Republica Moldova. De altfel, Gazprom a procedat la fel și anul trecut. Spre deosebire de anul trecut, astăzi avem stocuri de 53,5 milioane de metri cub de gaz. O parte din el se află în sistemul de transport din țară, iar altă parte e în sistemul de transport al României. Săptămâna aceasta, societatea pe acțiune Energocom a obținut licența de la Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică din România și poate cumpăra sau vinde gaze naturale pe piața română. Autoritățile de peste Prut oferă Republicii Moldova și lemne de foc. La un preț preferențial vorbim de 130.000 de metri cubi. Ajutorul să fie furnizat de Romsilva. Se va asigura transportul până la graniță, unde se vor transborda aceste cantități pe mijloacele de transport, pe cale ferată, mai mult la sigur.
Potrivit memorandumului, un metru cub de lemn oferit de România Republicii Moldova va costa 200 de roni, iar suma totală va fi de 26 de milioane de roni fără TVA și va fi suportată de către agenția Moldsilva. Lemnele urmează să ajungă la cele mai vulnerabile categorii de populație, dar și la instituții de stat. Ca întotdeauna, prietenii la nevoie se cunoaște, suntem foarte recunoscători Guvernului României pentru toată colaborarea pe care o avem. Vă rog Moldsilva și Ministerul Mediului să ne asigurăm că facem toate procedurile necesare pentru ca acest lemn să ajungă cât mai repede pe piața Republicii Moldova. Gazul metan a ajuns să fie cel mai scump carburant în Republica Moldova după ce a atins valoarea de 28 de lei litrul. Este o lovitură dură în special pentru mulți taximetriști care și-au instalat sisteme de alimentare cu acest tip de combustibil. Reprezentanții companiei Transautogaz, principalul distribuitor în Republica Moldova, se plâng că după ultima scumpire vânzările de metan au scăzut dramatic și nu exclud că ar putea da oameni afară pentru a menține compania pe linia de plutire. La una dintre stațiile de alimentare cu gaz metan din Chișinău bătea vântul. Am așteptat aproximativ 30 de minute până a venit un șofer de taxi care nu a fost prea vorbăreț. La mine vocabularul nu-i prea pentru... În scurt timp, în stație a ajuns și o autobasculantă. Șoferul ne-a spus că alimentează pentru ultima dată mașina cu gaz metan. Noi trecem la benzin. Ultimele chestii pe cartuci, că noi n-am mai trecut seara bani. Acum se probesc și eu rămas. Nu este rentabil. Nu este, că mă ghinimieri la benzină și mă ghinimieri și mașină. Din 1 octombrie, un litru de gaz comprimat s-a scumpit cu aproximativ 5 lei și a ajuns să coste 28 de lei. E cu aproape 4 lei mai mult ca benzina și cu aproximativ 3 lei față de motorină. Este a doua scumpire a metanului de la începutul toamnei. Creșterile de preț sunt direct legate de majorarea tarifului pentru gazele naturale, livrate Republicii Moldova de Gazprom. Мы видим резкое снижение объемов продаж у нас по всей сети заправок. Готовимся к варианту, что будет совсем минимум продаж, после которого мы уже будем разрабатывать ряд мероприятий внутренних корпоративных для того, чтобы справляться с этой ситуацией. În regiunea transnistreană însă nu s-au înregistrat asemenea decalaje. Acolo gazul metan este mult mai ieftin, iar unii taximetriști din localitățile de pe malul drept al Nistrului fac zilnic naveta la Bender și Tiraspol pentru a face plinul. Din orașul Anenii Noi și până la cea mai apropiată stație de alimentare cu gaz metan din regiunea transnistreană sunt aproximativ 20 de kilometri. Taximetriștii din această localitate susțin că sunt nevoiți să parcurgă zilnic această distanță pentru a-și face plinul. Se merită însă, susțin aceștia, asta pentru că gaz metanul costă de aproape 3 ori mai puțin în regiunea transnistreană. Împreună cu alți taximetriști din Anenii Noi, Vitalie își alimentează mașina în orașul Tighina. Acolo un litru de metan costă aproape 10 lei moldovenești. Nouă ne rămâne numai să ne bucurăm că e mai ieftin și avem ocazia să ne alimentăm acolo. Că dacă nu ieșe mai ieftin, nu lucram în taxi. Pe 23 bila și уже невозможно было заправляться, а сейчас по 28 вообще тем более. Там не подорожало? Там не подорожало. Уже полгода там держится цена. Так что... И часто ребята ездят там? Каждый день, я каждый день езжу. Dacă scumpește conform scumpirii gazului, nu mai avem nici pasageri, nu mai avem, că înțelegem toți că e greu la toți. Experții economici de la Chișinău au o explicație simplă pentru faptul că gazul metan este mult mai ieftin în regiunea separatistă transnistreană. Ei nu plătesc pentru gaz nimic, ei poate să-l pui cât vor. Tiraspol Transgaz procură gazul din Republica Moldova și nu achită nimic. Am încercat să obținem un comentariu din partea președintelui Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Vadim Ceban, dar nu ne-a răspuns la telefon. Amintim că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabilește zilnic tarifele doar pentru benzină și motorină, nu și pentru gazul metan sau lichefiat. Și tariful la energia electrică ne-ar putea arde și mai mult la buzunare. Principalii furnizori de energie electrică din Republica Moldova cer din nou majorarea tarifului la curent. Solicitările vin după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un nou preț pentru curentul distribuit de Energocom. Solicitările celor doi furnizori de energie, Premier Energy și Feyenoord, privind majorarea tarifului cu 20 și respectiv 30%, sunt generate de scumpirea prețului la gaz și nu de achiziția de la Amgres sau companiile din Ucraina, o spune premierul Natalia Gavrilița, în timp ce unii experți sunt de părere că, deocamdată, nu există premise de majorare a tarifului pentru consumatorii casnici.
Premiera Energiei cere majorarea prețului la energia electrică cu aproape 20% de la 2,64 de lei pentru un kilowattoră până la 3,23 de lei pentru un kilowattoră. Conducerea Premiera Energiei a declarat că la baza solicitării stau mai mulți factori: creșterea prețului de vânzare a energiei electrice de la furnizorul central și cursul valutar. Și societatea pe acțiuni furnizarea energiei electrice Nord a cerut majorarea prețurilor la energia electrică cu 92 de bani, de la 2,86 de lei pentru un kilowattoră la 3,76 de lei pentru un kilowattoră. Premierul Natalia Gavrilița a declarat exclusiv pentru TVR Moldova că scumpirea energiei electrice este generată de scumpirea prețului la gaz, care la rândul său generează scumpirea producerii energiei electrice de către CET-uri. O parte din energia electrică o producem prin regenerabile, dar mai ales o produce termoelectrica ca un proces secundar în producerea energiei termice. Termoelectrica utilizează fie gaze naturale, fie păcură. Acum au crescut prețurile la gaze naturale, am trecut termoelectrica la păcură, oricum prețul acestei păcuri a crescut și de fapt a crescut prețul pe care Energocom îl plătește la termoelectrica. Șeful executivului dă asigurări că în cazul majorării prețului la curent, guvernul va oferi compensații la energia electrică prin același mecanism ca și la gaz. Acest mecanism poate fi folosit și pentru compensarea prețurilor la energia electrică în caz că vor crește peste o anumită limită. În același timp, trebuie să recunoaștem că prețul este și o modalitate de a restrânge consumul. Deci toată Europa, vedem, restrânge consumul ca să facă față acestor prețuri crescânde, dar și să eficientizeze consumul de energie ca să fie mai puțin dependent. Experții spun că era de așteptat ca Premiera Energiei și Feyenoord să ceară o creștere a prețului la energia electrică după ce Andrei a aprobat un tarif mai mare pentru curentul furnizat de Energocom. Solicitarea nu e justificată, crede expertul în energetică Ion Muntean. În general, este cam la limit, n-ar trebui să solicite, fiindcă a majorat doar energie produsă de CET-uri și respectiv ponderea lor este la vreo 20% din toată energia care se consumă, deci ar fi cam la limită de pragul de solicitare. Furnizorii cer ca noile tarife să fie aplicate din 1 octombrie, când a crescut și prețul pentru gazele naturale. La începutul verii, Andrei a acceptat creșterea cu aproximativ 20% a tarifului pentru energia electrică de la Premier Energy și cu 13% a celei distribuite de Feyenoord. Consulatul Republicii Moldova de la Moscova este asaltat de basarabeni care vor să revină acasă. Banca Națională prezintă cifre ce denotă că până să pornească la drum, basarabenii trimit acasă economiile. Cu cât au crescut sumele de bani transmise din Federația Rusă în ultimele 3 luni, vă spunem în câteva momente la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova a pornit pe calea spre o Europa lărgită, iar statele europene trebuie să lucreze împreună pentru restabilirea ordinii internaționale bazate pe reguli. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la summitul inaugural al Comunității Politice Europene. La eveniment au fost prezenți 44 de șefi de stat și de guverne, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene, dar și ai altor 17 state. Summitul Comunității Politice Europene este o platformă de dialog politic, iar următoarea întâlnire va fi organizată la Chișinău. Urmează declarația săptămânii. It is a journey for the wider Europe that we embark on today. We see the European political community as a platform to strengthen our collective trust and solidarity. Energy security and affordability was the other important topic that we have discussed. And we should not allow the energy crisis to undermine our democracies. Hosting the second summit of the EPC in Moldova, an eastern neighbor and a recent candidate to join the EU, is a sign of support we value highly.
Consulatul Republicii Moldova de la Moscova este asaltat de basarabeni care vor să revină acasă. Ei solicită perfectarea titlurilor de călătorie, acte ce ajută să părăsească Rusia pe cei cu pașapoarte expirate. Oamenii au rămas fără acte de identitate valabile după ce pandemia de COVID a închis hotarele. Au supraviețuit restricțiilor sanitare, dar nu vor să îndure și consecințele războiului declanșat de ruși. Republica Moldova se va afla în stare de urgență și în următoarele 60 de zile. Livrarea de gaze naturale în sezonul rece și războiul dus de Rusia în Ucraina nu ne permite să ne relaxăm, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilița. Evident, situația este ceva mai complicată pentru acei cetățeni ai Republicii Moldova care simultan dețin și cetățenia Federației Ruse și se află pe teritoriul Federației Ruse. Ei sunt obligați să se conformeze cadrului legislativ din țara în care se află, inclusiv în tot ce ține de mobilizare. La această etapă nu avem careva date agregate pe care le-am putea anunța public referitoare la cazuri de recrutare, dar aici vreau să reamintesc că este absolut ilegal pentru cetățenii Republicii Moldova să fie angajați în mercenariat. Potrivit legislației naționale, participarea mercenarilor basarabeni într-un conflict armat sau în diverse acțiuni militare se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Anterior, președintele Maia Sandu a declarat că cei care vor lupta pe frontul din Ucraina de partea agresorului riscă pedepse dure, inclusiv retragerea cetățeniei Republicii Moldova. Între timp, Banca Națională prezintă cifre ce denotă că până se pornească la drum, basarabenii trimit acasă economiile. Dacă în primul trimestru al acestui an remitențele din Federația Rusă erau de puțin peste 27 de milioane de dolari, atunci în al doilea trimestru cifra a crescut spectaculos și este de peste 107 milioane de dolari. Asta înseamnă că cetățenii Republicii Moldova care sunt în Rusia au trimis de 4 ori mai mulți bani doar în ultimele 3 luni. Experții economici spun că remitențele au crescut brusc, deoarece Federația Rusă nu mai este un loc sigur nici pentru a face economii, nici pentru un trai stabil. Acest aspect cred că este legat de modul în care evoluează lucrurile în Federația Rusă, de războiul din Ucraina și de riscurile de a fi înrolați în armata Federației Rusă, fiindcă mulți cetățeni moldoveni care se află în această țară desemne dețin și cetățenia Federației Rusă și atunci asupra acestor riscurile să fie înrolați în armată. Cred că cetățenii își transferă toate economiile pe care le-au acumulat. Deci nu sunt doar venituri curente. Pentru a se muta pe perioadă cel puțin mai lungă de timp sau permanentă Republica Moldova. Date statistice prezentate de partea rusă arată că perioada de glorie a emigranților din Republica Moldova a fost anul 2014, când în Rusia erau stabiliți peste 500.000 de basarabeni. De atunci, numărul lor a scăzut de peste 7 ori. Ultimele cifre arată că în luna mai a anului curent în Rusia erau mai puțin de 77.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Ultimele inovații în transplantul hepatic și chirurgia non-invazivă au fost împărtășite de medicii din România, colegilor de breaslă din Republica Moldova, la cea de-a 16-a ediție a conferinței științifico-practice organizate la Chișinău. Detalii despre eveniment vedeți mai târziu în retrospectiva săptămânii. Așa zisele autorități din regiunea separatistă transnistreană ignoră drepturile omului, dar autoritățile constituționale se dovedesc neputincioase în fața acestor abuzuri, iar cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în zonă nu au unde să-și caute dreptatea. Asociația Promolex spune că autoritățile de la Chișinău au la îndemână suficiente pârghii legale pentru a acționa și ar trebui să depună mai mult efort. În replică, responsabilii constituționali ridică din umeri și afirmă că Tiraspolul nu cooperează. De 30 de ani se vorbește despre încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, dar în toată această perioadă soluțiile au lipsit. Autoritățile de la Chișinău s-au limitat la demersuri și apeluri repetate către Tiraspol să elibereze persoanele reținute și condamnate ilegal, iar locuitorii din regiunea separatistă sunt nedreptățiți în continuare. Rata de încarcerare în regiunea transnistreană este cea mai mare din spațiul european. Pentru oricare tip de infracțiune se aplică acest
arest preventiv. Oamenii, fie din zona de securitate, chiar sunt răpiți, fie sunt persecutați pentru simplu fapt că își exprimă opinia în spațiul public, inclusiv în internet. În luna septembrie, Victor Pleșcanov, un locuitor din Tiraspol, a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru incitare la extremism, după ce în luna martie a arborat drapelul Ucrainei la balconul locuinței sale. Avocatul poporului a cerut astăzi implicarea autorităților de la Chișinău pentru ca Pleșcanov să fie eliberat imediat. Situația se agravează constant. Îndemnăm autoritățile constituționale și actorii din formatul de negocieri să găsească soluții eficiente pentru a fi eliberat cetățeanul Pleșcanov Victor, reținut de structurile de forță de la Tiraspol, și să identifice soluții pentru a preveni încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Luna aceasta se împlinesc 2 ani și de la răpirea lui Adrian Glijin. Tânărul deținut ilegal în temnițele din regiunea separatistă transnistreană a fost condamnat anul acesta la 13 ani de închisoare. Familia a fost informată că Glijin este acuzat de trădare de patrie. Bărbatul este căsătorit și are 3 copii. Mama lui Adrian Glijin spune că în acești 2 ani și-a văzut fiul doar de 3 ori. Fizic, el nici de cum nu se poate liniște. Până acum nu știe care este vina. Dacă nu ne ducem o dată în luni să-i ducem mâncare, practic el nu are ce mânca. Noi acasă nici animalele nu hrănim cu ceea ce le dau lor. Știți, după 2 ani de zile, eu tot mă plăt liniște. Eu încerc să bat din nou la toate ușile. Situația respectării drepturilor omului în regia transnistreană este alarmantă și complicată. Au fost practic sensibilizat toți actorii formatului negocieri 5+2, ca autoritățile de la Chișinău trebuie în toate eforturile posibile. Cu regret, Tiraspolul nu a cooperat în vederea identificării unei soluții, când dorim o implicare activă și mai vizibilă a actorilor internaționali. Experții Promolex spun că în ultima perioadă cetățenii din zona separatistă nici nu mai depun plângeri, pentru că așa zisele autorități de la Tiraspol au modificat legea astfel încât toți cei care sesizează abuzuri să fie pedepsiți. Observăm cum este creat acest fenomen de impunitate, pentru că nimeni din stânga Nistrului nu este pedepsit. Biroul de reintegrare a precizat că în închisorile din stânga Nistrului ar fi deținuți ilegal 3.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. CEDO a pronunțat 49 de hotărâri și o decizie în 78 de dosare privind abuzuri comise în regiunea separatistă transnistreană. Inclusiv cazul lui Adrian Glijin a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Deși Republica Moldova este o țară agrară, basarabenii cumpără mai des roșii de import decât autohtone. Potrivit statisticii, mai mult de jumătate din cantitatea de roșiile consumate în 2021 a fost din serele din Grecia sau Turcia. Potrivit experților, deși există cerere pentru legumele din Republica Moldova, oferta este foarte mică, iar prețul mare. La rândul lor, agricultorii spun că nu pot face concurență cu produsele de import, care sunt și mai ieftine și uneori mai arătoase. Detaliem subiectul în cifra săptămânii. Angela Bejenar din satul Plopera, unul dundușeni, cultivă roșii pe o suprafață de aproximativ 1 hectar. Deși muncește de dimineață până seara târziu, femeia recunoaște că nu reușește să țină pasul concurenței cu produsele importate, care sunt și mai ieftine și uneori mai arătoase. Am văzut ce face lumea acolo, cum face. Acolo am și înțeles că consolidarea este ceva bun pentru noi. Că cu 20 de kilograme nu prea ai mare șansă să intri într-un magazin, dar cu 2 tone e altă discuție. În acest an, seceta a fost marele ghinion al fermierului. Acest an, desigur, n-a fost ușor pentru nimeni din ceea ce privitor la agricultori. Practic n-a strâns nimic. A fost crescut rasadă, a fost plantat manual, solul prelucrat. Am plantat, dar deoarece n-am avut picurare acolo, irigare, n-am avut posibilitate să irigăm, a fost compromis plantația toată, n-am strâns nimic. Teren protejat, totul este ok. Nu pot să mă plâng. Datele Biroului Național de Statistică arată că mai mult de jumătate din cantitatea de roșiile consumate de basarabeni în 2021 au fost de import. Cifrele au crescut substanțial față de acum 10 ani, când doar 15% din roșii erau aduse de peste hotare. Creșterea importului de roșii se explică prin faptul că majoritatea agricultorilor basarabeni le cultivă în cantități mici și nu asigură necesitățile pieței interne, declară expertul în agricultură Andrei Zbancă. Cea mai mare problemă este că
Noi putem produce, dar nu ne duci capul sau nu avem abilitățile finale ca să putem ambala produsul, să le omogenizăm loturi mai mari de produs, să putem livra stabil și pe perioadă îndelungată și la preț competitiv. Andrei Zbancă mai precizează că acest sector al agriculturii se adaptează foarte greu la cerințele comerțului modern. Deprinderile lor au fost de a comercializa producția pe piață, îți duceau peste o zi sau două zile care piața îi consuma producția. În prezent, retail-ul sau comerțul civilizat și ține de comerțul legumilor iau niște cerințe mult mai pragmatici sau mult mai corecte față de business. Cumpărătorii spun însă că de obicei aleg roșiile autohtone, însă atunci când nu au alternativă, cumpără și legume de import. Întotdeauna mă interesează cine s-a fabricat și producătorul 100%. Prețul cred că și le spune mai scump, de atât că poate, totuși eu s-o cot că la noi poate mai calitativ, mai mult natural. Pentru cele autohtone, dar dacă nu este deja aleg cele de import, mai bine pentru sănătate decât nu mă interesează prețul atât de mult. Pentru autohtone. Poate într-o cantitate mai puțină, cumperi desigur, nu cumperi un kilogram, cumperi jumătate, poate 200-300 de grame, dar independență. În 2021, în Republica Moldova, valoarea importurilor de legume a constituit 62,5 de tone, cu 18,3% mai puțin față de anul 2020. Ultimele inovații în transplantul hepatic și chirurgia non-invazivă au fost împărtășite de medici din România colegilor de breaslă din Republica Moldova la cea de-a 16-a ediție a conferinței științifico-practice organizate la Chișinău. Timp de 3 zile, studenții și rezidenții au putut urmări live diferite proceduri operatorii efectuate de chirurgi de pe ambele maluri ale Prutului. Studenții și rezidenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu pot învăța meserie de la cei mai buni chirurgi din Republica Moldova și România. Toate noutățile care sunt în lume se aduc cu mare greu, se aduc și la noi și ar vrea, evident, că să le aflăm și noi. Este o experiență foarte frumoasă și productivă, pentru că acesta este prezentul și viitorul chirurgiei. Comunitatea medicală a putut urmări live cum unui pacient îi se oferă o șansă la viață printr-un transplant. Medicii din Republica Moldova au toate instrumentele pentru a salva vieți prin intermediul acestei proceduri. Problema e că nu sunt donatori. Rudele pot fi o soluție, așa cum a fost și în cazul pacientului operat. Este al 6-lea transplant efectuat în acest an, dar pe lista de așteptare sunt însă aproape 100 de pacienți. Avem mai multe refuzuri decât accepturi și atunci clar că mass media și noi împreună trebuie să refacem acest program care era destul de bun până la pandemie. Suntem cu cea mai mare rată în lume de ciroză hepatică în stadiu terminal și cea mai mare mortalitate. Colaborările sunt extrem de importante. Căci fără aceste colaborări strânse cu România, multe lucruri nu s-ar întâmpla în Republica Moldova. Există o listă de așteptare mare și în Moldova există această afecțiune gravă, ciroza hepatică, de diferite cauze. Acești bolnavi nu au altă șansă decât transplantul de ficat. La conferință participă și medicul Irinel Popescu, părintele transplantului de ficat din România, cel care împreună cu regretatul chirurg Vladimir Hotineanu au pus bazele acestui domeniu în Republica Moldova. Aș mai menționa această mașină care se numește Liver Assist. Înainte primeam un ficat de la un donator și am avut și peste 80 de ani sau cu stop cardiac sau cu diverse probleme și nu știam dacă ficatul va funcționa sau nu. Acum îl instalăm mai întâi pe mașină și timp de 2-3 ore cât perfuzăm ficatul, evaluăm calitatea ficatului și stabilim dacă poate fi sau nu transplantat. Colaborarea profesională înseamnă colaborare la nivel uman, înseamnă însă și colaborare la nivel de know-how, la nivel chiar de consumabile. Chirurgia non-invazivă este viitorul, iar Ministrul Sănătății mărturisește că în spitalele din Republica Moldova există aparate moderne pentru astfel de intervenții, însă de cele mai multe ori nu sunt folosite din lipsă de cunoștințe ori din alte motive. Atunci când vorbim de chirurgie de o singură zi, este o singură zi pentru a interveni, pentru a trata și a trimite pacientul acasă. Și pentru o țară ca Republica Moldova, care nu își poate permite cheltuieli foarte mari financiare, această practică este un colac de salvare. Trebuie să facem o inventariere foarte strictă la echipamentele care le avem, ca să nu acoperim aceste echipamente cu diferite șervețele, cu horboțele, prin birouri și să culegem praful pe ele. Conferința științifico-practică este organizată anual de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, la inițiativa regretatului chirurg Vladimir Hotineanu. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Mihaela Ursu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!